Pentru că suntem pe terasa cea mai înaltă a hotelului Marshall Garden, hotelul care o găzduiește pe Maria Noghi, oaspetele de onoare al televiziunii române, sper să realizăm un interviu la înălțime. Și sunt sigură că o să fie așa, pentru că Maria, tu ești o femeie de nota 10. Mulțumesc pentru compliment La înălțime și de, și înalțimea înălțimea oboselii Pentru că am petrecut aici trei zile Total, oboseală și înălțime. Da, dar oboseală, oboseală, plăcută. Plăcută, da, bineînțeles. Cea mai plăcută din viața mea, din ultimele 10 ani ai mei, <laughs> să știi. Te-am văzut aseară la emisiunea prietenului nostru Cristian Brancu. El este și unul dintre una dintre cele mai citite semnături de pe site-ul de 10ro Da, citesc și eu pe domnul Brancu. Știu tot ce face. Fiecare mișcare e Am urmărit. văzut că a încercat să te descoasă cu privire la trecutul Tau, uh, foarte spectaculos. Te, chiar te-ai gândit să scrii o carte despre uh, tinerețile tale, și nu numai. Absolut, m-am gândit, și chiar te-am rugat să mă ajuți. Da? Nebunție să scrie și dacă și mă ajut, nu, am dacă mă veți să cânt. <laughs> uh, uite, am să-ți spun astăzi, pentru că noi am mai făcut odată un interviu, am să ți spun câteva întrebări de suflet. Da. Tu ești și ai fost o femeie foarte frumoasă. Crezi că succesul pe care l-ai uh, atins se datorează și acestui lucru. Te-a ajutat frumusețea ta să deschizi uși? Ei, în timpul care știți și voi comunismului mi-au închis ușile adică mai ales în media, în televiziune și toate astea, tocmai asta mi-au închis ușile pentru că a zis că e prea avangar, prea occidentală, prea sexy pentru, pentru, pentru vremurile pentru acelea să, să fii prezentă într-o televiziune, dacă puneam un luciu, luciu pe buze era să mă taie din, din, din program, din Știu emisiune La un moment dat la o emisiune te-au filmat doar de la jumătate Până în brut. sus pentru da. că nu le-a convenit partea da, de jos. Da, 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 pentru că am apărut ca o extraterestră cu niște cizme argintii, cu, cu pantalon argintii și asta și de obicei ne duceam cu mai multe costume la televiziune. De data asta nu m-am dus mai cu una singură ca să, să, nu poată să spune că mai aveți altceva? Am zis, m-au întrebat, mai ai ceva dragă, fată, ne-ai nu ai venit cu altceva. Zic, n-am venit, asta am. Pune chitara, am pus chitara și m-au filmat exact până chitară. Deci nici picioare, Femeia cizme, fără picioare. Femeia fără picioare cu chitară și voce. <laughs> Hai să ne povestești despre felul în care Maria Anoghi se îndrăgostea pe vremuri, pentru că ai fost o fire foarte sensibilă, romantică. Absolut. Te îndrăgosteai da. ușor, înțeleg? Foarte ușor și ardeam, cum să spun, nu știu la câte grade, ca o magma vulcanului. Ardeam, ardeam și nu lung, dacă nu merita... Mă stingeam imediat, adică eram adică, ca, ca o flacă. <laughs> Și ce anume ți-atrăgea atenția la un bărbat? La un bărbat. Sensul umorului este simțul umorului. simțul umorului este cel mai important pentru că te ajută de la orice problemă, în orice situație. Adică chiar dacă era umorul... Nu nu, 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 nu. Pentru, că, pentru că se spune că frumusețea, nu știu ce, da, ba da, trebuie să vedem și frumusețea pentru că așa l observi și atunci, îți după care atenția. îți atrage atenția, după care vezi imediat după două, trei cuvinte cu cine stăm de vorbe, bineînțeles. Lângă asta, dacă avea unde îmi dă, îmi de-am semn de aresimțumorului, dacă are dinții frumoși, dacă Așa. avea, mer mergeam nu știu cum, adică mă apropiam și, vai ce cred, poliester. Oh! Adică mie, mie era, aveam o alergie de, de cravate poliestere de e, a și, și de bișuterii false. Am Aha. zis, Oriceva frumos, original, un, unul singur, dar să fii în podo. Nu, deci mă uitam la asta, mă, mă uitam la mâini. Bine, cum trebuiau dinții, să fie mâinile? Mâinile foarte... Fine? Da, fine și curate, cum se spune asta? Curate. Întreținute. Întreținute. întreținute îngrijite. îngrijite. și pantoful, să nu mai vorbim, da? Pantofii. Și deja știi cu cine stai de vorbă. Parcă vorbești de gazda ta, de patronul de Ion Antonescu. L-am recunoscut în descriere. Da. <laughs> Asta ca să folosim să mai că... simțul umorului. Da. <laughs> Bun. Și spunem ce anume te respinge la un bărbat. Când uh, simți că nu ai legătură cu acel bărbat uh, și nu da. vrei să ai de-a face cu el niciodată. Când este îngânfat, nepoliticos, bădăran, bădăran fără maniere. Dacă nu e romantic, s-a terminat. Asta, atât. Cam atât. E suficient, nu? Să dai la o parte cu aceste. Care din aceste destul... calități le-ai observat la Omar Sharif? De părea atât de îndrăgostit în fotografia aceea celebră, pe Aha. care am văzut-o pe mai multe uh, ecrane și în mai multe publicații. Să știi, da, atâția ne Stai puțin, 32. Deci De erai an... coaptă deja? Deja trecută prin viață, să zicem deja. așa. Și prin ce te-a cucerit? Nu mai prin faptul că era o marșeră. primul rând, bineînțeles că o Șerif, asta este clar, da. În al doilea rând era foarte timid, era foarte nu timid, să era cred. foarte timid. Așa delicat când a vorbit prima oară, știi cum mi-a zis, Can i put my hands over your shoulder and i oh. say oh yes, 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 faster. <laughs> mai repede da așa am zis și râdea și și lă, l lăsați acolo și forever asta vreau să te întreb da. și cât a ținut uh, hey, his fotografierea, hand on my shoulder on my shoulder put your hands on my shoulder așa Păi a ținut cât sesiunea de de fotografii da așa. și după care vocea lui, vocea lui avea voce de o... Cum să vă te spun? Te vocea unui bărbat, de regulă? Da, absolut. Da. Avea o voce frumoasă, frumoasă, tandră. Așa se spune. Tandră. La o voce de tandră, da. da? Caldă, caldă. Voce caldă și... Cum să spun? Adică, deci de, 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 a pus mâna pe shoulder și eu tremuram. Deci nu pe șolduri, should should pe shoulder. shoulder, da. <laughs> și cum să spun, tremuram. Pur și simplu, îți dai seama toate femeile frumoase din întreaga lume au fost cu Omar Sherry. Nu invidioasă. Iubitele lui. Iubitele da, lui. da, da. Adică să înțeleg că și tu? Aproape. Și până, eram până, logodită. Până aici avem voie să da, întrebăm. Da, da, până aici. Ai, da, erai da, până. logodită. Eram logodită că marea mea dragoste de atunci, arhitectul frumos care unde mergeam, femeile vroia să știi, ar arăta alendelon aproape cu ochii negri. Doamne, dar o e dure, să, arăt... să ții un asemenea iubit. Da, pentru că nu este ar... da, nu a fost ni... niciodată nu a fost al meu sing. A, a... nu ai fost numai tu al lui. A lui, exact. Așa. Nu. Adică nu păi cred că m-a înșelat. O... Ba da, de asta, de, de, și, de, asta de asta, și, asta și, de asta și, da, 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 avea și un copil, Înțelegi, da, care a divorțat și a venit cu copilul în relația noastră și, cum să spun, copilul a jucat un foarte mare rol în despărțirea noastră și gelozia mea, obsesia mea, pose, eram posesivă, că, da, 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 da. că eu, fiind Zodia Fecioară, îți dai seama, dacă întârzia 5 minute, filmul deja... Aha. rula, derula aici, acolo, că știam ce, se întâmpl, ce poate să se la ah, 5 minute de, de. și atunci și a, cu pur și simplu am omorât am, am dragostea lui pentru mine, cu și gelozia cum, mea cum s-a terminat? Adică s-a terminat pur și simplu printr-o declarație? Cum dragul dec... meu de astăzi? Da, nu. Era să se petrecea, ne-am cunoscut la Cairo în... printre piramide Uh, nu, exact la Club uh, club Med în din Cairo, acolo ne-am cunoscut în ramadan, tipul ramadanului, uh -huh. că noi ne râdeam, că nu e muzică, nu e distracție de ramadan. Și nu e nimic. Nu e nimic, da, nimic, da, așa, așa. <laughs> atunci l-am cunoscut, așa, și uh, am stat împreună, 4 ani și jumătate. Deci Ceaușescu trăia. Da, deci eram prin 88. În da, da, da. Sub același acoperiș. Da, 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 am, am închiriat, da. așa nu m-a lăsat să lucrez, plătea aria, făceam contracte false, așa, și aria și ambasada nu-i păsea. Dacă noi plăteam 450 de dolari pe lună, Poate putea să fie în contract. conform da, da, statului contractului. contractului pentru libertatea mea, așa. El plătea tot și am zis: Uite, Ceaușescu trăiește, trăim împreună deja de patru ani. Ce legătură are Ceaușescu cu relația voastră? Mai puțin. Ce are legătură pentru că am zis. Uite, de patru ani, bine, am înțeles că vrei să, să ne cunoaștem, dar patru ani tu m-ai văzut și, cum să spun, în toate situațiile, bine, nu poți să afli o viață întreagă pe cine ai lângă pe tine, pe cine ai lângă tine, pentru că nici eu încă nu știu despre mine să-i vește o oarecare uh, situație și nu știu reacția mea, mm. o să aflu reacția mea, deci uh, nu aveam pretenția asta să ne cunoaștem, că nu, sunt, nu ne cunoșteam deloc, așa, da. Și am zis... Am, am, întrebat eu, păi ne căsătorim sau nu ne căsătorim? După patru ani. Pă, după patru ani. Pentru că am zis, uite, e 80 eu nu lucrez. Bine că am bișterii de la tine și cu kilograme și nu știu ce, dar n-am bani, nu am pus în bancă nimic și tu vezi o fată mult mai frumoasă, mult mai atrăgătoare și îmi spui și apoi goodbye, au -voar și eu rămân cu Ceaușescu al meu, cu fără ban. al Nu, cu sistemul lui. Al nostru, al tuturor. Da, al nostru și cu sistemul lui draconean. Mă întorc și ce fac? Și ce a zis? A zis ok? Goodbye? Și a zis... Nu, 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 a zis goodbye. Am mai avut, da, înțeleg, dar să știi că vezi că de trei ani a divorțat, că era, ți-am zis, căsătorit. De trei ani am divorțat. Și atunci am zis, e bine, bine, atunci o să mă așteptăm. Am tot așteptat, am tot așteptat, și într-o zi am zis, bine. S-a petrecut asta în 89. S-a în, în, da, împlut paharul, în aprilie, așa. Am împacat tot și am zis, plec, am comandat un taxi, dar între timp am, am, am încercat să caut contract și am găsit un contract la Sheraton, Sheraton Heliopolis, care era lângă, lângă aeroport s-a și ars după, după ce am plecat din șeraton, știi, s ars, <laughs> Și ea da. foc că da, au rămas da, fără tine. Da, fără mine, da. Mă rog. Și atunci mi-am găsit un contract, mi-a dat cazare, masă, și tichet, nu te tot, 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 Da, a venit fiecare săptămână, m-a luat înapoi acasă, mare dragoste, tu vii înapoi, nu știu ce, așa. Și într-o zi, el s-a întâlnit cu un Piițipăncă. poancă pi puancă, e, Și eu eram de față. Erau din Anglia venite, dar femei din asta mai ușoare, care pescuiau la Mariotul din Cairo. Aha. Asta era adevărul pescuiau pur și pur. Pescuiau bărbați. Și el avea trei prieteni, trei frați foarte bogați și, precum și el, era foarte bogat, da? Și uh, erau Playboy, cei mai playboy Playboy. Uh, și ei au observat că pițipăne vin și unul dintre. dintre, stăteam la cafea, a fugit după ele și zicea că, vai de mine sunteți libere și au zis femeile, nu nu suntem libere, dar poate mâine și mâine Ralf l-a luat pe Timi al meu, s-au dus să se întâlnească tu Timi al meu, o, tu piții poancele, Timi al meu s-a îndrăgostit, lulea deci Aaaa. deja nu mai iubea, dacă te îndrăgostești de altcineva, era clar că deja nu mai iubea da? este clar, nu pot să... Mă rog, Ralf nu s-a îndrăgostit, numai iubițelul meu s-a îndrăgostit și atunci plângeam împreună pentru că ea nu-l vroia, vroia numai bijutării, vroia numai așa și îi plângeam, m-a împrumutat și pe mine, timi al meu, le-am și ajutat să-i trimată bani, că altfel îl părăsea. O, Dumnezeu, da, Dumnezeu, da. 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 să scrii o carte. Nu, no, dar este adevăr și vroia mm -hmm. să... Și acum suntem, el sun... ieri mi a sunat, ca să vezi... Ea sau Timi? Timi, Timi m-a sunat Deci încă mai e pe urmele tale Este, este și m-a descoperit pe Facebook Și de ziua mea primesc Trandafir roșii ah, ce frumos. Stă în Dubai, arhitect Acum ah, e în Dubai Vreau să-mi să trimite bilete a, nu, a, nu, are parte, spitale Așa, au înămirate în are Au construit vreo uh -huh, 10 spitale uh -huh. da? A vrut să-mi trimată Și bilet, acum sunt căsătorită Și acum îl fac să sufere Promit, promit, re -bașa. Re -bașa. Promit, promit Promit, promit, dar nu vin Mm -hmm. ai povestit despre așa și prima ro trandafirii roșii. Așa. Am, cred că și pe telefon undeva. Și, o și soțul, argintie. nu, 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 Și soțul preia. Și soțul ce soțul spune, săracul, da, săracul ce spune, zice... Și bănuiesc că se duc direct în hoșul de gunoi, nu mai ajung da. în vază, nu? Ba da, respectă natura și florile, așa. Și soțul spune, e, îmi pare eu, nu, 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 nu pot să compit Da, nu pot să mă concurez cu el, Să concurez cu ea și cu asta atât. Se termină. Asta a fost prima ta mare iubire, iar acum trăiește o iubire înțeleaptă, liniștită. liniștită, iubirea aceea care îi oferă femeii, da, liniștea de care are nevoie ca să se dedice proiectelor, fiicei tale, da. Dar să știi că nici cu acest sos n-am mers ușor. Vrei să-ți povestesc cum, cum l-am făcut să. Repede Să ne căsătorim a, a trecut timpul deja A trecut timpul Atunci, Repede Următoarea Următoarea interviu, în da, 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 a vizită Atunci, bun, da. În final În final O să te -a, rog a fost un... ușor Un german Single single, să, să, să te căsătorești da? Și a lăsat el Germania și... Să vină în Ungaria a lăs... După tine Da și stă după mine În Ungaria Ce Și eu stau după el Vara în Germania Așa că da, avantaj amândoi Bun, și acum în final am să te rog doar să le spui femeilor de 10 un îndemn Celor care poate cred că iubirea nu, nu va mai veni niciodată în viața lor Și ascult așa poveștile altora și cred mie nu mi se mai poate întâmpla niciodată așa ceva Ba da, se poate întâmpla și se va întâmpla exact atunci că nu te aștepți, nu căuta. Eu, la o vârstă, când am simțit că am avansat, că totdeauna uh, ieșeam accidental în drumul cuiva. Accidental, căzusem că de asta, aia ca în filme. Am văzut foarte multe filme. Așa, niciodată n-a ieșit. Adică niciodată n-am putut să-l am pe omul acela care vroiam să iasă, nu știu ce. Deci nu insistați. Cine este al vostru, o să, o să vine și aparte. o să... Nu, o să, o să vă găsească și o să vă întâlnească. Nu trebuie insistat, va veni și niciodată nu este prea târziu și niciodată don't give up. Adică nu, nu renunțați! Nu renunțați! Mulțumesc mult, Maria! plăcere. Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru pentru timpul ăsta minunat petrecut aici, în țara mea, casa mea, cu familia mea. mea. Maria Nogi.